Vino în față. Cum se numește preparatul? Este un tort cu fructul pasiunii și ananas, un sos de mango, o cremă de mascarpone. E destul de însiropat blatul, dar mi se pare că ar fi trebuit să stea puțin mai mult la cuptor. E destul de moale, așa da. E. Am pornit cuptorul, dar am setat temperatura prea mică. Deci, blatul e stricat. Nu este un desert rău, dar la nivelul la care ești tu aici, ăsta este un desert banal. Înțeleg stresul, înțeleg oboseala, dar aș fi vrut să văd altceva. Nu îmi pare definit ca și gust. Puteai să faci mult mai mult. Mult, mult mai mult. Ai două cuptoare. Da, mestecările se formai, Ana. Mi-e teama să nu se blocheze mie vene. Atât de dulce era aici. Un blat cu mascarpone și un sos se pare că nu este de nivelul așteptărilor lor. Ionuț, ia-ți farfuria, vino în față. În final, sunt mulțumit de farfuria mea. Cred că am făcut o treabă bună. Cum se numește preparatul? Preparatul se numește fuziune. Julienul de legume, foarte gustos, aș spune. Peștele se putea puțin mai bine. Ai grijă bucățile să-ți fie la fel, pentru că niciodată nu o să știi dacă bucata asta mare va fi la fel de gătită ca și asta mică. Înțeleg de ce mi-a luat somon, s-a chinuit cu asta. A insistat el, o vreau neapărat să chinui. Ți-a dat ceva bătăi de cap anghila asta? Mi-a dat bătăi de cap mari, mai precis filetarea și oasele. Am văzut. Și ce mi-a plăcut la tine? Că ai preferat săriști, totuși. Ar mai fi lucruri pe care le-ai putea îmbunătăți, dar astăzi ți-a ieșit foarte bine. Dar chiar i-a pus niște gusturi foarte bine măcar. Sosul îmi lipsește în farfurie. Când face pește crocant, iei trei elemente, se potrivește împreună. Gustul este ok, ci direcția nu e bună. Este foarte bună direcția. În concursul ăsta, poți oricând să faci o treabă bună, dar dacă ceilalți fac o treabă mai bună ca tine, nu e suficient. Diana! Diana, pomenit cu o farfurie Middle East, Oriental Mijlociu. Prezentația nu e așa cum trebuie. În Oriental Mijlociu nu există prezentația. Știi ce există? Nu știu. Nu știu asta gust. Nimic. Gust. Gust există. Și gust aici cu ou în mazăre galbenă se dai niște o savoare foarte, foarte, foarte bună. Ce-mi place mie este că ai multe elemente pe farfurie, că ai ales să folosești ambele proteine. Le-ai gătit prin tehnici diferite, au gusturi diferite și texturi diferite. Chifteluțele sunt foarte, foarte, foarte uscate. Ideea cred că a fost bună, dar tehnica prost executată. Ținând cont despre comentariile care le-am auzit la Ionuș și la Andreea, eu cred că am șanse să urc la balcon. Unul dintre ei plecă acasă. Eu cred că două trebuie să plecă acasă. Două fete, la revedere. Proba de astăzi va testa imaginația și curajul. Dacă îi să ies, să fiu eliminat, vreau să știu că am făcut tot ce ține de mine să fac o treabă cât mai bună. Concurentul care a gătit astăzi pentru ultima dată în bucătăria Masterchef este Andreea. Cu siguranță nu mă voi opri aici. Cred că vor fi mult mai multe începuturi. E super greu să mă bucur acum, dar chiar sunt fericit că am reușit să ajung în top 5. Andreea, m-ai impresionat pe toți la audiția cu desertul tău, nu doar pe Cosmin. Mă emoționează pur și simplu momentul acela în care șefa Dat vorbește și îmi spune niște vorbe frumoase. Tu ești o persoană, Andreea,
puternică, talentată. Ai avut cele mai multe probe cu eliminare câștigate. Noi îi ziceam terminatorul, făceam glumițe de genul ăsta. Mă bucur de faptul că nu am fost eliminat de cineva la un duel. Până acum eu am eliminat pe toată lumea la duel. A dat afară Cătălin, Andrei, Raluca. Experiența MasterChef a fost o experiență foarte intensă. Am învățat multe lucruri. Oh my God! Cred că ăla-i cuvântul. Vă mulțumesc din suflet! Felicitări. Combinația este extraordinară. Sunt un concurent MasterChef care a obținut un șorț de aur. Concurentul cu cea mai bună farfurie câștigă imunitatea. Andreea, felicitări! A obținut o insignă de imunitate. De fapt, m-am bifat cam tot ce puteai să iei mai depres la MasterChef. Am trăit multe sentimente pe care probabil nu le-am mai trăit până acum. Sărâna pentru masă. Mulțumesc! Ați reușit! Sunt fericită. Sunt fericită că am ajuns până aici. Sunt fericită că am arătat și am demonstrat faptul că sunt o persoană destul de puternică. Mergem la balcon! Porcule, data viitoare să nu mă mai lași acolo, vezi, rup capul. E regulă. Sunt fericită. No, Ione, să dea Dumnezeu să știe într-un șans bun, mă. Capul. Bravo. Sunt ferm convinsă că nu am dezamăgit jurații. Nu pot să zic că am avut cea mai apropiată relație cu Andreea, dar chiar și așa nu pot să zic că e o tipă rea și că îmi pare bine să o văd plecând. Voi sunteți top 5. Asta înseamnă să fii putere, cu picioare pe pământ. Noapte bună! Noapte bună! Top 5. Ce acum? Ce să-mi doresc?